Noi controle au fost făcute de specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Maramureș. Săptămâna aceasta, aproape 30 de controle au fost făcute la restaurante, pensiuni, hoteluri și firme de prelucrare a lemnului. Ca urmare a neregulilor constatate, specialiștii au aplicat 166 de sancțiuni, din care 137 de avertismente și 29 de amenzi în cuantum de 39.000 de lei. Printre neregulile cel mai des întâlnite în timpul acestor controle pe linia respectării normelor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor, au fost cele legate de depozitarea de materiale combustibile pe traseul căilor de evacuare, de neefectuarea mentenanței la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, neafișarea planurilor de evacuare a persoanelor, respectiv de exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice. În această perioadă, specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Maramureș au desfășurat 29 de activități de informare și educație preventivă.